câți bani ați dat luna asta pe cumpărături? Pe cumpărături? Păi numai coșurile acestea două sunt 12 milioane. Și urmează să mai 1200. Coșuri pline, cadouri scumpe, mese tixite. Avem de toate. Dar nu mai avem bucuria de altă dată? Cine ne-a furat Crăciunul? Ni-l furăm noi înșine. Cum am transformat cea mai frumoasă sărbătoare într-o alergătură continuă din care ieșim mai obosiți, mai stresați și mai nefericiți? Noi, din păcate, nu mai venim să ne umplem cu inima, cu sufletul față de o asemenea sărbătoare și să ne umplem burțile și mațul în loc să ne umplem inimile. În ultima vreme, pentru cei mai mulți dintre noi, Crăciunul înseamnă ore în șir petrecute în trafic, la cozi în supermarketuri, cadouri peste cadouri și mese tixite cu de toate. Pe scurt, înseamnă stres, nervi și oboseală, adică nimic din ce însemna altă dată cea mai frumoasă sărbătoare din an. V-ați întrebat vreodată cine ne-a furat bucuria și deși avem de toate, nu mai știm să fim fericiți? Nu vrem să vă stricăm Crăciunul, dar ar trebui să prețuim mai mult ceea ce înseamnă nașterea Domnului. În ultimii ani, spiritul Crăciunului ne este indus tot mai devreme, uneori chiar și cu două luni înainte. Și chiar dacă am vrea să respectăm tradiția ca la carte, parcă tot nu putem ține piept valului comercial de care ne lovim la fiecare pas, mai ales dacă trăim în marile orașe. Dar oare cum am ajuns să avem de toate, dar să nu mai avem în suflet bucuria celor mai frumoase sărbători din an? La mulți ani, România, la mulți ani, români! Cu cel puțin 3 săptămâni înainte, orașele din toată țara îmbracă haine de sărbătoare, se deschid târgurile de Crăciun, se aprind luminițele și uite așa, fără să vrem, intrăm în febra sărbătorilor mai devreme decât ne-am propus. Începând cu data de 1 decembrie, se poate cânta colinde, se pot aprinde luminițe și e nemaipomenit. E ok! E ok așa? Da, e ok așa. Ce faci tu în luna decembrie? În primul rând, mâine e ziua mea, deci am de gând să mă distrez. Și în rest, muncă, distracție, Crăciun, Revelion, cam așa. Evident. Uite, pe auriu. Am venit special de la Lugoș ca să vedem luminițele. Da, sigur că da. Ne bucurăm că e timpul așa cum e, era bine să ningă un pic, dar este ok. Simțiți că vine Crăciunul? Da, bineînțeles, deja am început să cheltuim bănuții strânși. Este 1 decembrie și mai avem fix 24 de zile în care să intrăm în spiritul Crăciunului. Pentru asta, Primăria Capitalei ne-a pregătit 33 de kilometri de luminițe care împodobesc centrul Capitalei, dar și marile bulevarde. Este un prilej unde oamenii vor să vadă frumosul decor, frumosul design pe care primăria îl oferă și să zică, wow, e frumos, îmi place și aproape să tamponeze mașină cu mașină. Încet, încet, în ultima vreme, am uitat de tradiția și obiceiurile cu care am crescut și ne-am transformat în consumatori. Mai presus de religie și datină, pentru cei mai mulți dintre noi, Crăciunul înseamnă cumpărături, observă îngrijorat sociologul Alexandru Pleșa. Noi, din păcate, nu mai venim să ne umplem cu inima, cu sufletul față de o asemenea sărbătoare și să ne umplem burțile și mațul în loc să ne umplem inimile. Cine ne-a furat Crăciunul? Ni-l furăm noi înșine. Crăciunul este despre generozitate. Mi se pare extrem de important ca de Crăciun, mai mult decât în orice altă perioadă a anului, să fim generoși. Și generoși nu înseamnă să dăm pomană, generoși nu înseamnă neapărat să împachetăm cadouri scumpe, generos cu cei la care ținem, generoși cu cei care au greșit față de noi, generoși cu cei care nu ne înțeleg. Suntem la cel mai mare târg de Crăciun din țară. Mirosul de fripturi, cârnați și sarmale te ademenește și te duce până în fața standurilor pline cu mâncare. Aici nimeni nu mai știe de post și toată lumea se ospătează cu de toate. Bring a friend if you please.
dai seama unde sunt standurile cu mâncare. E suficient să te uiți după coadă, de exemplu, în spatele meu sunt standurile cu cadouri și obiecte făcute manual, dar dacă ne dăm puțin mai în dreapta, o să descoperim o coadă și da, acolo este mâncare. E doar începutul a ceea ce va urma de sărbători, spun oamenii cu gura plină. După muncă, o bine meritată porție de mâncare tradițională. 29 în total, vă rugăm frumos. Coadă mare aici la voi. Coadă mare, facem mâncare bună, normal că e coadă mare. Da, până la Crăciun o țineți tot așa? Păi, ce să facem? Vine, a venit mama în vizită. Sărbătoriți în familie. Păi nu? Și uite așa, cu burta plină, uităm de fapt ce înseamnă cu adevărat sărbătoarea nașterii Domnului, ne spune trist teologul Vasile Bănescu. Postul nu înseamnă doar abținere de la mâncare. Sigur că înseamnă și asta, e unul dintre elementele postului. Acest lucru având ca sens, practic, ușurarea noastră din punct de vedere biologic, o purificare a noastră din punct de vedere fizic, dar în primul rând un exercițiu spiritual, pentru că renunțarea la ceva înseamnă, cu un termen creștin, o jertfă. Ori asta facem și noi în timp ce postim, o mică jertfă. Renunțăm la ceva și punem accent pe altceva mai important. Ce mi-am luat? Ce am luat, Anca? Carne, murături, cartofi, în general produsele care se vând în târg. Cu postul. Am înțeles. Da, e ok. Când, numai când treci pe lângă și ai mirosul, uiți de post, uiți de Iisus, uiți de toți. Înțelegi? Cam asta e treaba. Simt că vine Crăciunul mai repede cu mâncarea asta. Exact. Cele mai multe standuri sunt pline de mâncare și de mâncare grasă. Oamenii vin pentru că mirosul este cel care ne ghidează într-acolo și noi mergem și le toată dorința intrăm și stăm la coadă câte un sfert de oră, jumate de oră și uităm de celelalte produse pe care de fapt au fost făcute pentru sărbătoarea Crăciunului ca noi să înțelegem profunzimea și simbolurile de Crăciun. În târg, abia dacă ai loc să arunci un ac, însă numai în zonele cu mâncare și vin fiert. Sunt prea puțini cei care și-ar da banii pe un cadou simbolic pentru cei dragi. În timp ce afacerea cu miros îmbietor duduie, standul cu decorațiuni handmade, abia dacă îl observă cineva. Artiștii oricum au murit de foame întotdeauna. Nu contează! De două luni dor câte 5 ore pe zi. Noapte nu mai există, dar e foarte, foarte greu. E foarte greu pentru că e mult de lucru și atunci când le lucrez toate manual, e mult. Căsuța Alexandrei e de departe poate cea mai frumoasă din târg, iar cadourile ce ies din mâna ei sunt adevărate obiecte de artă. Dar cine să aibă ochi să le vadă? Să nu uite de lucrurile frumoase pe care ar trebui să ni le aducă Crăciunul, dar, în primul rând, să nu uite sau să-și reamintească că, de fapt, de Crăciun sărbătorim nașterea Domnului Iisus și nu pe Moș Crăciun și nu sarmalele și nu vizitele la prieteni, grătarele și alte lucruri. Dar oamenii nu mai au timp să se gândească la simboluri și semnificații. Sunt într-o goană nebună din care nimeni și nimic nu-i poate opri. Este 18 decembrie, într-o zi de luni, 11 dimineața și magazinele deja sunt pline și nu doar la decorațiunile de Crăciun, cam peste tot e așa. Da, uitați ceva anume? Nu anume, dacă îmi place, cumpăr. Pentru brad? Pentru brad, indiferent cât de multe jucării ai, tot îți mai atrage așa privirea câteodată o jucărioară. Așa e la noi. Sărbătorile încep și se termină, de fapt, cu tradiționala coadă din supermarket. De la un capăt la altul al magazinului, indiferent de raion, e tot o forfotă și lumea aleargă disperată după orice. Jucării, mâncare, haine sau tot felul de nimicuri, pe toate le punem în coș, fără să ne gândim de două ori. Și nu e de mirare că suntem în top atunci când vine vorba de cheltuieli. Ultimele studii arată că unul din doi orășeni alocă sărbătorilor sume între 1.000 și 3.000 de lei. Și asta nu e tot. Unul din cinci români se împrumută ca să cumpere acum tot ce își dorește.
Vă dați toți banii în decembrie pe cumpărături? Da, da, se duc. Mulți? Ne, așa, cât... Cât avem. Să nu rămână, să nu intrăm în anul ce urmează cu banii. Mâncarea pe care noi am cumpărat-o e nevoie să fie consumată și noi să ne simțim din ce în ce mai bine până când vine Crăciunul, că atunci când îl primim pe 24, 25, 26 să fim deja cu doldora plină în burtică, să fim deja antrenați pe ce să mâncăm, ce am pregătit, cât timp am stat în bucătărie și într-adevăr uităm de prilejul sacru de a ne bucura chiar fără uneori fără mâncare din abundență. Deși știm că nu mâncăm cu șapte guri, ne-am obișnuit să strângem, să avem, să nu ne lipsească. Doamna are două coșuri pline. Cozonaci, portocale, apă, lapte, mălai, făină. Pahare, bere, orez, făină, pișcoturi, esențe. Și umpleți tot timpul coșul? Da, dacă sunt voluminoase. Mă uit după niște slăină, vreau să o afum, dar nu văd aici așa ceva. Pentru masa de Crăciun? Pentru masa de Crăciun cam ne-am pregătit din timp cu de toate. Yeah. You spend a lot of money in this period of year? Yeah, probably. How much money? No idea, but it's a lot. I don't know about US, but I mean the carts from here go out pretty full. Yeah, they're full all the time, yeah. Nu pot să plec din market cu două mere. Nu voi pleca sau cu două bani. Trebuie să-mi iau să am această dorință satisfăcută și să ies bine din sărbători, încât să mă simt bine la nivel instinctual. A cumpăra de mâncare înainte de sărbători, fără a avea o listă, fără a gândi puțin despre ce anume vrem să facem în zilele respective, cred că este o greșeală, care poate fi corijată, insist foarte tare, pe a gândi foarte bine un meniu înainte și a merge la cumpărături cu o listă, respectând-o strict. Marile lanțuri de magazine au un marketing bine pus la punct pentru sfârșitul de an. Așa s-a ajuns ca programul să fie prelungit până în noaptea de ajun, astfel încât până și cel mai ocupat client să plece acasă cu coșul plin. Unde mai pui că ofertele se țin lanț și parcă dacă nu cumperi, nu simți că vine Crăciunul? Producătorii și toți distribuitorii de produse se străduiesc să anunțe preoferte tocmai pentru a încuraja consumul. Aceste campanii încep încă din luna noiembrie, astfel încât ca tot românul dorește să mai economisească bani și vine de 50 de ori în magazin pentru a descoperi o nouă nevoie, cu ghilimele de rigoare. Priviți această familie, au două coșuri pline ochi și tot nu sunt convinși că au terminat. Pentru cine cumpărați atât? Păi, pentru familie, pentru cine sunt? Familie mare? Nu prea mare. Nu, nu mare. Patru persoane. Păi, noi facem cumpărături odată. Odată? Da. Până la Crăciun sigur nu mai veniți. A, după Crăciun mai facem completări. Câți bani ați dat luna asta pe cumpărături? Pe cumpărături? Păi numai coșurile acestea două sunt 12 milioane. Și urmează să mai 1200 și urmează să mai luăm. Da, probabil că la 20 cu cadouri. Îi dați pe toți. Îi dăm pe toți acum. Ce să facem? Oamenii cumpără mult prea mult. Ceea ce au agonisit peste an, cumpără de obicei de Crăciun. Ceea ce au agonisit pentru anumite interese pe viitor, jumate din acești bani îi dau pe cadouri de Crăciun inutile, care după câteva zile de la Crăciun nu mai sunt folosite sau sunt uitate. Mihaela Tudor este specialist în comunicare și ne ajută să înțelegem mai bine cum și de ce în ultima lună din an ajungem să cheltuim și banii pe care nu îi avem. Toate magazinele sunt absolut tixite de panouri publicitare, de spoturi, de, vedem aici o grămadă de figurine, simboluri, practic, ale Crăciunului, foarte comercializate, aș spune eu, și cu foarte mult timp înainte ca, practic, Crăciunul și sărbătorile să vină. Știu foarte bine că românii sunt mari consumatori în perioada Crăciunului,
Crăciunului și efectiv vor să introducă pe potențialul client în orice moment în această poveste de Crăciun prin tot felul de elemente comerciale și să-l convingă pe acesta, de ce nu, să cumpere produsul. Dacă până în urmă cu 15 ani nu era casă de român în care să nu miroasă a cozonac, a cârnat și a sarmale, acum totul se cumpără de-a gata. Nu mai avem nici timp și nici chef să gătim acasă, așa cum făceau bunicile și mamele noastre. Oare ne-am transformat ireversibil din colindători în cheltuitori? Acum, din păcate, pentru că este ușor să ne cumpărăm produsele gata făcute, nu mai avem plăcerea să mai stăm câteva ore, să mai gătim într-adevăr cu detalii, cu atenție, cu dragoste pusă în mâncare și cu dorința de a hrăni mai multe guri. Mâncarea nu este Crăciun. Uitându-mă la ce avem astăzi, avem cozonaci cu rahat și stafide, cozonaci cu ciocolată, cozonaci cu nucă, cacao, stafide și rahat. Și sunt presărați cu mult zahăr, desigur. Arată bine, dar totuși îmi aduc aminte cât de simplu făcea bunica cozonacul, da, pe care îl frământa și se uita la noi cu bucurie că suntem toți în jurul ei. Nimic nu poate înlocui acea experiență, da, în care tu cu copilul tău, da, îți pregătești cozonacul și îl înveți să preia o tradiție care dăinuie deja de sute de ani. Copiii se bucură la apariția moșului, copiii se bucură atunci când părinții fac lucruri împreună cu ei acasă. Iau un copil, pune-l în bucătărie și lasă-l să o ajute pe mami să facă împreună cozonacul și o să-l vezi că o să se bucure foarte tare. Crăciunul a ajuns să însemne consum, suntem în fruntea clasamentului european în materie de consum, de mâncare, de cadouri, de tot felul de produse în această perioadă, însă uităm să-i spunem copilului nostru că pentru noi Crăciunul a însemnat mirosul de cozonaci. Noi, oamenii mari, trebuie să lăsăm deoparte toate grijile cu care ajungem acasă și în ajunul de Crăciun, în sfântul ajun, știi că se spune că nu îngrași porcul în ajun, dar asta poți să faci în ajunul de Crăciun, cu o zi înainte de marele ajun, fix acolo, în momentul ăla, poți să transformi casa ta și bula ta și familia ta și oamenii dragi ție în cea mai mare bucurie a Crăciunului. Să nu te mai lași copleșit de faptul că n-ai apucat să cumperi cine știe ce cadouri ai fi vrut, că nu ai pe masă cine știe ce produse pe care ai fi vrut să le ai. Statisticile arată că în această perioadă tăiem aproape 1 milion de porci și mâncăm în jur de 8 milioane de cozonaci. Mai trist e însă că după Crăciun aruncăm mai bine de jumătate din mâncarea pe care am dat toți banii din buzunar. Aceeași soartă o are și tradiționalul pom de iarnă, pe care am ajuns să îl împodobim cu 3 săptămâni înaintea Crăciunului. Ho, ho, ho! Shake up the happiness! Wake up the happiness! Shake up the happiness! It's Christmas time! Această familie numeroasă nu așteaptă niciodată ajunul ca să împodobească bradul. Cine vrea un global? Eu vreau să pun chestia asta, mama. O să pun așa, jos e gol. Uite-o, mama! Uite, am pus-o pe... Bravo, uite și de la mine. Da, ai pus-o pe așa. Magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. O să punem de acolo. Nu, nu, din capăt, da? Să punem fiecare culori diferite. Așa. Bun. Și facem în așa fel încât să nu dărâmăm bradul, da? Da. Sau globurile, exact. Pentru mine, cred că e unul din momentele cele mai plăcute din an, pentru că ne strângem cu toții, suntem liniștiți, pregătim ceva frumos, de admirat. Și unul din cele mai plăcute momente din an. Chiar dacă afară nu e pic de zăpadă, nimeni nu poate strica entuziasmul copiilor. Ne mai ajută părinții. Așa cu niște indicații. Da. Nu. Chiar așa. Ele au făcut când erau mici. Acum facem noi. E rândul vostru să le faceți, nu? Bine, ne pun doar lumina și atât.
Bradul e cu atât mai important cu cât lista pentru Moș Crăciun conține cele mai arzătoare dorințe ale copiilor. Și ce e aici? Un telefon sau o păpușă? Eu aș vrea să-mi aducă moșul un Lego. Un Lego? Da, îmi place foarte mult să mă aduc. Dar cum mi ți-ați fost? Da, desigur. Da. Mama din spate. Și Moș Crăciun chiar există. Și dacă îți pui dorințele corect, ele într-o zi se împlinesc. Îi lăsăm pe copii să îl aștepte pe Moș și cu două săptămâni înainte de Crăciun mergem într-un mall din București. Cumpărături? Foarte multe. Cât foarte multe? Multe. Extrem de multe pentru toată familia. Multe cadouri pentru familie, prieteni, pentru cunoscuți, apropiați. Cât de multe cadouri? Păi să spunem așa, ne-am făcut un buget destul de generos, să spunem așa. Cât aveți de gând să investiți în aceste? Ca buget, așa, nu știu, undeva între 700-800 de lei. Cadouri pentru nepoți. Nu s-ai pentru nepoți. Câte? Ce câte? Câte cadouri? Câte nepoți? Câte nepoți? 4 nepoți. Cheltuiți toți banii pe care aveți în decembrie? Mai facem și datorii. Apelăm și la rezervă. Cadoul pe care îl lăsăm celor dragi sub brad trebuie musai să fie unul consistent și, dacă se poate, scump. Jumătate dintre noi nu îl dăruim din plăcere, ci mai degrabă din obligație și așa ajungem să fim nemulțumiți de ceea ce moșul ne dăruiește. Cel mai recent raport privind cheltuielile de Crăciun arată că suntem pe locul 3 în topul dezamăgiților de cadoul de sub brad. Părinții acum se străduiesc să cumpere cele mai multe, cele mai scumpe, cele mai frumoase cadouri pentru copiii lor. Când, de fapt, eu cred că ei încearcă să compenseze o lipsă, o lipsă de prezență în viața copiilor, o lipsă de atenția pe care ei știu că acei copii au nevoie de ea. Ne bucuram de acea seară în care știam că o să vină Moș Crăciun sub braț, ne lasă ceva pentru a doua zi dimineață. Unu, nu zece. Da, și pentru acel lucru mic primeam un biscuit, la un moment dat am primit un biscuit de la bunica și a fost atât de mare bucuria încât pentru mine era ceva mult. Atunci aveam 7-8 ani, nu mai țin minte. Copiii la țară colindă în ajun dimineața. Băteam din poartă în poartă și spuneam colindu și primeam cu adevărat mere și nuci și bomboane și biscuiți. Astăzi nu se mai întâmplă lucrurile astea pentru că trăim alte vremuri. Și dacă înainte copiii visau la o portocală sau o simplă jucărie, acum pretențiile sunt mult mai mari. Tu ce dorești? Eu îmi doresc Lego și un iPad. Wow! Ca mari dorințele tale! Crezi că o să apuce moșul să ți le îndeplinească? Cred că da. Și tu? Eu o rochie, pantofi și o placă de păr. Oamenii s-au lăsat sedați dintr-un anumit punct de vedere, s-au lăsat sedați de consumism, s-au lăsat sedați de divertisment și simțul lor moral care trebuie repet rafinat în preajma sărbătorii este unul, ca să spun așa, mai puțin ascuțit. Cam acestea cred că sunt motivele pentru care Crăciunul de altă dată nu mai poate fi trăit astăzi cu aceeași intensitate. Ca și părinții lor, copiii sunt și ei victimele consumerismului, ne explică Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului Zurli. Am devenit așa ușor încrâncenați în disperarea de a demonstra care cumpără cadouri mai scumpe, care reușește să impresioneze mai tare, când de fapt, dragi părinți, copiii voștri nu vor altceva decât să fiți acolo cu ei. Dacă iei o cărticică și scrii pe ea o dedicație pentru bunica și împreună cu copilul o împachetezi și o pui sub brad și crezi bunicii surpriza. Dacă iei o cutie de ceai și o pui pentru bunicul împachetată cu un mesaj: te iubesc bunicule, pentru copil va conta mai mult ca și cum ai fi cumpărat cea mai modernă mașină din lume bunicului și abia... Dar până la urmă, ce este Crăciun? Și ce înseamnă el? Cine ne-a furat bucuria simplă de altă dată și de ce uităm că, până la urmă, nu despre bani și mâncare e vorba, ci despre bunătate și iertare?
Cine ne-a furat Crăciunul? Ni-l furăm noi înșine, cum se spune cu o vorbă românească, nu ni-l poate fura nimeni dacă ne aplecăm cu atenție asupra acestor lucruri importante legate de el și asupra conținutului său. Hristos s-a născut. Ne rămâne nouă oamenilor, cum spuneau îngerii păstorilor, să-l slăvim, să vorbim despre el. E suficient să nu-i trecem sub tăcere numele ca să îl păstrăm lângă noi.